Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din noua noastră serie cu drafturi de pe canal. Astăzi sper să prindem cât mai mulți jucători din seria Future Stars și de ce nu chiar să reușim să câștigăm draftul. Așa că dacă sunteți curioși ce urmează să se întâmple în acest draft, rămâneți până la final și nu uitați să apăsați și pe butonul de like. Da, n-ați văzut greșit, nu vă joacă mintea niciun fel de feste. Într-adevăr, mă jucam cu microfonul acesta mai devreme în intro. Pentru cei care și-au dat seama, desigur. Și pentru cei care nu, dați înapoi. Mi-am luat jucăria aceasta. Sper de acum încolo să nu mai avem niciun fel de probleme legate de microfon și de vujit și de chestii de genul. Probleme pe care le-am tot întâmpinat în lungul acestor destule luni de când am început toată aventura asta cu YouTube-ul. E o investiție de care era nevoie și sper doar să ne ajute pe toți să ne bucurăm de un content de cea mai bună calitate. Hai, gata, vă las cu episodul. Despre microfonul ăsta vorbim mai multe pe live-ul de vineri. Ce te-a fi spuse? Haide să începem direct în forță cu formația, nici nu mai stăm pe gânduri. Avem așa 4-1-4-1, 3-4-3 flat, 4-1-2-1-2, 4-3-3 holding și 4-3-2-1. Din păcate nu este cel wide. Dar, nu, scuze, 4-2-3-1 este cel wide, 4-3-2-1, 4-3-3 holding. Cred că 4-3-3 holding e bună și ca chemistry și cred că poate fi jucată. Cred că e destul de usable, nu? Hai să mergem pe 4-3-3 holding. Deși și 4-3-2-1 ăsta, faza e cam lăfârfă acolo și mie să nu mă afecteze din punct de vedere al jucătorilor care pot să pice. Nu știu, poate greșesc, poate pică left wing și right wing și pe pozițiile alea, dar hai totuși să mergem pe un 4-3-3 holding. Și începem cu David Ginola, despre care, apropo, s-au dat niște leak-uri pe Twitter și pe Instagram / TikTok / platformele astea de socializare, cum că urmează să apară o nouă serie cu cardurile acestea Food Heroes. Nu știu exact cum se va numi. Ideea este că vor primi card doar cei care au fost Giorginio Totti, link perfect acolo cu Werner. Mai departe avem Tonali, Elmas, Future Stars. Avem doar seria ceva Germania. Nu ne ajută. Ne ajută Arnold ăsta un pic cu chemul, dar parcă n-aș vrea să Hai să luăm pe Elmas. Poate reușim cumva să legăm și să-l testăm. Vrem până la urmă să testăm cât mai mulți jucători noi, nu? Asta ar trebui să fie goalul nostru principal. Totuși, Ginola aici rămâne izolat. O să luăm din Spania, I guess, și mutăm așa. Mergem mai departe pe Rebek. Așa, revenim la Heroes. Nu mai revenim la nimic, că pică acest Hakimi pe care chiar nu am cu cine să-l linkuiesc, dar parcă nu l-aș lăsa deoparte pe Hakimi. Cancelo. Hai să luăm pe Hakimi. Habar n-am cum o să-i leg. Am toate ligile posibile. Dar. La Croft. Future Stars. N-am cum să nu-l iau. Vedem după cum îi legăm. Am 1000 de ligi, știu, dar aleu, Iisuse Hristoase. Ruben Dias, toti, niște jucători incredibili. Întrebarea este cum naiba fac eu să-i leg. Nu, trebuie să luăm Ruben Dias, toti, clar. Facem așa și vedem ce pic aici. Foarte important, trebuie să ne concentrăm și pe chemistry. Acum Mavi face link-ul la Croix. Chilwell face link cu Ruben Dias, în schimb. Dar la Croix are deja un link, așa că o să luăm pe Mavi. Să inversăm aici cu Lacura, nu o să luăm portarul și acum trebuie să ne concentrăm foarte mult pe chemistry. Vorbeam din nou pentru că a trebuit să mă întrerup de faptul că câțiva dintre jucătorii care au Food Hero acum vor primi un card upgradat, unii pe altă poziție, de exemplu Ginola va primi card de striker din ce spun leak-urile pe care eu unul mă bazez în proporție de 95%. Îl mai dau dată pe ăsta, dar mi-l dă și pe David Silva asta și cred că o să-l iau pe ăsta. O să fac așa. Și așa.
Ok, Ruben Dias în 4, în schimb. Și cei care au fost capitani pe parcursul carierei lor la echipele lor de club sau și naționale, habar n-am, vor... Ok. Băi, ești prost? E spaniol. Vor primi niște carduri speciale, promoția se va numi ceva Foot Heroes Captains sau ceva de genul, probabil, nu știu, îmi dau cu părere acum. Mamă, nimic pe Premier League totuși, ca să legăm pe... Aoleu, Butragueño. Chiar n-am ce să fac cu el, doar să zici că m-ar ajuta la chem, dar nu mă ajută că am chem pentru Werner acolo. Ter Stegen nu mă ajută, putem să luăm pe Wan-Bissaka pentru... chem pentru Ruben Dias, I guess. Așa, vor primi carduri boostate care sunt foarte, foarte interesante. De asta și... dacă le-am postat de gold acum, o să mă ofti că nu l-am luat pe ăla mai devreme headliner, că am zis că o să-mi pice tot eu în capul meu. Dar... cred că trebuie să ne mulțumim cu ăsta de gold, decât deloc, decât să măriți. Mai sunt 3 picuri și nu cred că vreau să mă risc. Plus că unul dintre ei cred că are portare, așa că hai să l-am postat de gold. Asta e. Măcar stau amândoi în 10. Camavinga. Care ne ajută aici un pic. Îi mai dau un link lui Lacroix. Avem apoi pe Greg, I guess. Nu cred că e nimic care să ne ajute aici. Poate Luis Alberto, dar nu cred. Ultimul jucător este Danjuma. Ok. Și v-am... că tot n-am apucat să termin ideea de când l-am prins pe Ginola în primul pic. Mamă, stați așa că Ginola stă în 3. O să-l punem pe Harrison aici. Ginola va intra super sub. Portar. Portar bun, te rog. Nu mai vreau ruine la portari. Avem... doar pe Burki putem să luăm, în rest n-avem altă opțiune și... oho, super tare, da. Nimic de Premier League, nu? O să mergem pe Burki, din păcate, în acest draft. Totuși, draftul arată destul de bine. Problema e la mijloc ce face. La mijloc o să intre... avem 3 schimbări, nu? Avem așa. Elmas cu Hakimi vor intra la mijloc, pentru că Hakimi e genial acolo la mijloc, și Ginola va intra left wing. Și apoi cred că Werner va trece bandă și Ginola va trece striker, cel mai probabil așa vom juca. Da, hai că mă joc eu un pic cu ei și... și ca să-mi termin ideea, voiam să zic că Ginola a scăzut foarte mult în preț. Dacă vreți să-l cumpărați, cumpărați-l acum, pentru că este foarte, foarte scăzut în preț. E undeva la 700.000 pe PC, dacă nu greșesc, la ora actuală la care filmez eu. Revenim după ce am făcut custom tactic și m-am jucat un pic cu jucătorii. Așadar, am terminat de aranja jucătorii, nu este nimic schimbat, n-am reușit să găsesc altă soluție mai bună. Doar am făcut custom tactic, așadar haideți să dăm drumul la meciuri și să sperăm că reușim să obținem cele 4 victorii. Ia să vedem primul adversar. Am înțeles, arată să ieșim din prima. Draftul ăsta, să mă scoată din prima. Probabil e hacker, nu-i așa? Da, o să pun pauză ca să fac schimbările și o să iasă. Paren rămâne în meci? Da, Paren joacă. Superb. Nu, își găsește cu echipierul. De la... incredibil, a rămas fără baterie. Unde dracu e firul? Super. Rămas fără baterie, deși abia am schimbat-o când am început video. Nu înțeleg ce baterii găsesc, că să schimbăm furnizorul. Jorginho! Incredibil, mingea lovește pe Donnarumma. Haideți totuși să continuăm să atacăm. Jorginho. Pentru Adama. Adama în careu, Adama, Adama, golazo! Asta zic, mă, asta zic. Bravo, Ruben Dias. Bravo și Werner. Adama,
Bară, gol! Puțin norocos, dar până la urmă meritat, zic eu. E asta. Să vedem pe la Cura. Ia uite pe la Cura, ce viteză are. Ce viteză are la Cura, dar rămâne singur acolo în care eu jau Felix. Eram atent pe la Cura și nu l-am văzut pe Felix. Superb faptul că celebrează, genial. Werner! Da, ce gol frumos! Hai să celebrăm și noi dacă a celebrat și el, nu-i așa? Ce gol frumos dă Werner! Jorginho! Singur în care... Gol! Jorginho! Îi sună fundașii adversarului că nu i-a găsit pe teren și caută. Da, el un gol și relansează meciul. Cinci la doi. Și cred că este gata. Foarte frumos și acest gol. Așadar, haide să vedem adversarul din meciul 2. Oh, Ronaldo was to watch, Maldini, Cordoba. Mijloc arată bine, atacul e ok, dar nu știm ce ne așteaptă. De ce fac asta efectiv? Are 3 weak foot. Na, n-am voie să pierd din meciul 2. Muncesc ca prost două meciuri ca să pierd din meciul 2. Te rog, da mă Werner, hai, 2 la 1. Ginola, da mă, David, 2 la 2. Nu pierdem, sper să nu pierdem. Da mă, da, cine ăsta, Hakimi? Cred că Hakimi a fost. Rejpid, ești din meci. Nici chiar așa, așa. Werner. Șansa lui să încheie totul. Ce o face Werner? Da, mă, da. 4 la 2 minute 75. Da, mă, Werner. Senzațional. Măcar eu celebrez când conduc, când câștig, când am avantaj. Da, om, reșcuit. Ne vedem în meciul 3. Adversarul cu numărul 3. Care sper să nu fie hooker. Tot ce-mi doresc e să joace, deși slabe șanse la cum îi arată echipa. Joacă. Da, om, let's go. Da, mă. Da, mă, Gino, la 2-0 și oare rage quit? Gol. Da, mă. Hai, da, mă, ești din match 3-0. Opa, meci găsit din prima. Să
Să sperăm că nu e hacker. Finală. De obicei în finală sunt hackerii. Pare o echipă accesibilă. Doamne, o echipă care îmi dă speranță, dar sper să nu fie hacker, că chiar o să mă supăr. Hai să vedem. Haideți totuși să vedem premiile. Poate cine știe, ultima oară la două victorii am reușit să prindem un Future Stars. Poate și de data aceasta norocul este de partea noastră, dar îmi e greu să cred. Un Boros din primul pachet, argentinian, poate Icardi. Ocampos, care va merge direct pe transfer list. Și din celălalt pachet avem... nimic. Da, super, ce pot să spun. Astea fiind spuse, mersi super mult că a stat până la finalul episodului. Din păcate reușim doar 3 victorii frustrante cu adevărat. Un adversar mediocru, sub nivelul mării, foarte, foarte slab, dar pe care n-am reușit să-l înving. A fost mai bun decât mine în acest match. Asta este, se mai întâmplă. Ăsta e fotbal, nu ăsta e FIFA-ul până la urmă. Ăsta e jocul. Astea fiind spuse, noi ne revedem data viitoare cu un nou episod. Până atunci, nu uitați să apăsați pe butonul de like, subscribe și să mergeți rapid în descriere unde aveți un Instagram și aș aprecia super mult un follow și acolo. Eu am fost Papa și noi ne revedem data viitoare. Mă înclin, zi frumoasă!